Era seara de ajun, iar una dintre cele mai bogate femei din lume, Tiana Smith, și-o petrecea singură. Ea avea succes, noroc și bani, dar sufletul ei era gol, deoarece își dorea o familie alături. Sub brad s-a aflat foarte multe cadouri, dar nu avea cu cine să le desfacă. Pe masă avea multe bucate, care mai de care mai delicioase, dar nu avea cu cine să le împartă. Se afla în floarea vârstei, avea tot viitorul înainte, însă era condamnată la singurătate. În timp ce își admira bradul împodobit de servitoare, o chemă pe aceasta. Caroline. Da, doamnă. Totul este pregătit? Da, mai aveți nevoie de ceva? Nu. Îți mulțumesc. Sărbători fericite. Mulțumesc, la fel. După plecarea servitoarei, veni momentul cadourilor. Însă nu simți nevoia să le desfacă. Așezându-se la masă, a observat cât de pustie era, lungă și plină de bucate, așa că singurătatea s-a așternut în sufletul ei. Se ridică brusc și se îndreptă spre fotoliu. Privind focul din șemine, cu fiecare secundă care trecea, simțea cum ochii se închid. Și-a dormit. Dintr-o dată se ridică și porni grăbită spre sufragerie, de unde se auzeau râsete zgomotoase. Pășește încet în cameră, iar în jurul bradului se aflau doi copii, frații. Aceștia trec pe lângă ea, fără să o observe, și strigă în cor, tată! Tată! Și sar în brațele se apropie de el și îl strânge în brațe puternic. Deodată, mătușa își face apariția. Am ajuns, frate, și... Și se așezară toți la potești. După un timp, bunicul, bunica, nepoții și unchiul li se alătura. Și se îndreptară toți spre bucătărie. Acolo o găsesc pe mama, care îi așteaptă la masă. Trebuia să fiți aici.